salut, suntem aici la microfonul liber pe Alea Claților. Eu sunt Bobu. Am o adresare către ministra de interne, Ana Revenco. Doamnă Revenco, faceți așa ca toate certificatele, documentele, de exemplu, eu am nevoie de un buletin sau de un pașaport, să fie făcute la cerere și să fie făcute de către autoritățile locale. Eu, să spunem, am nevoie de un certificat sau de un buletin. Sunt la primărie și spun, iată de ce am eu nevoie. Și cei de la primărie spun, da, bine. Și cei la primărie s-ar putea să înceară o fotografie, să spună, domnule Bobu, trimiteți-ne pe adresa de e-mail a primăriei o fotografie a dumneavoastră făcută de pe telefon, pentru că noi va trebui să o anexăm, să o punem acolo când o să facem pașaport sau ce aveți dumneavoastră nevoie. Și eu mă fotografiez cu telefonul și le trimit pe adresa de e-mail a lor această fotografie. Iar a doua zi, poștașul vine la mine acasă, îmi pune în poștă certificatul de care am nevoie sau buletinul sau pașaportul și gata. Și aceste proceduri trebuie să fie gratis, atât de rapide încât în a doua zi să le aducă prin poșta acasă și gata. Și nu mai trebuie să existe certuri multifuncționale unde să stea cloștele, ale cloștelele trebuie să ducă în economia reală, să intre. Și în genere multe din aceste certificate trebuie să fie, din aceste certificate trebuie să dispară, trebuie să fie cât mai puține. Și nu trebuie să porți buletinul la tine ca să te identifice un polițist. Poți să ai în telefonul tău CNP-ul tău. Și dacă ai CNP-ul tău în telefon, un polițist spune, vreau să te identific. Și tu îi spui CNP-ul și gata, nu mai trebuie să ai atâtea acte și documente și în genere toate acestea trebuie de simplificat. Asta este adresarea mea către Ana Revenco. Dar cum îți imaginezi tu că omul se fotografiază și se vede numai peretele, se văd niște găini acolo în poza de pașaport făcută cu telefonul mobil? Sau se văd numai ochii? Da. În cazul ăsta, dacă eu aș lucra la primărie și cineva mi-a trimis o poză în care el nu se vede bine, eu aș spune că, domnule, haideți să mai trimiteți una în care o să vă vedeți mai clar, pentru că o să trebuiască să vă vedeți mai clar. Nu e nicio problemă. Ați întrebat? Nu, îmi pare absurd. Eu știu cum fotografiază oamenii. Îți dai seama, o să apară omul mic așa ia în cadru și în fundal o să fie pădurea sau o să fie monumentul lui Ștefan cel Mare. Unde ai văzut tu poze de buletin de felul ăsta? Repet a doua oară. Dacă eu aș fi la primărie și cineva a doua oară îmi trimite o poză care nu se vede chiar bine, aș spune, domnule, haideți să rugați pe cineva de la noastră din familie care are un aparat mai bun, un telefon mai bun, să vă fotografieze pe un fundal de perete. Și asta e tot. Dacă a doua oară sau dacă a treia oară cineva face așa greșeală, eu cred că se poate rezolva a patra oară să se fotografieze normal cu un telefon mai bunișor. Și o grămadă de cetățeni ca tine nu au telefon bunișor și nu știu deloc să folosească internetul și rămân deci fără buletin, fără certificat, fără legitimație. Nu e o problemă pentru mine sau pentru oricine să fac o fotografie și să o trimit. Sau cineva care are deja o fotografie pe undeva, o scoate-o de pe piață și o trimite. Nu este o problemă, o trimite pe adresa de e-mail a primăriei lui. Și nu numai fotografia e problema, dar identitatea, oricine fără identitate sau plahotniuc poate să trimite datele mele și ceară de la primărie, de la Pepeni, pașaport cu fotografia lui și o să îmble după aceea cu identitatea lui Oleg Brega de la Pepeni, că i-a dat primărie de la Pepeni, așa legitimație, pașaport, act de identitate. Aha. Cum primăria să ofere act de identitate cuiva care nu este în registrul lui, în registrul de acolo? Păi nu, că eu sunt în registru, cum am născut la Pepeni, dar cu poza lui Plahotniuc o să apară acolo. Cum să fie? Păi stai un pic. Eu, Bobu Constantin, sunt la primărie și spun că am nevoie de corect. Păi și cum te identifici, Bobu Constantin? Cu ce? Mă identific cu... Sună oricine și zicea că eu sunt Bobu Constantin. Și știu și CNP-ul. Știu și CNP-ul tău. Da, dar poza o să apară a mea, că am trimis-o eu. Sau Plahotniuc. Sunt sigur de asta. Eu sunt convins că dacă s-ar simplifica procedurile acestea, s-ar găsi și mecanismul pentru care spui tu. Și, în genere, toate, dacă mai trebuie cineva să producă ceva, o procură sau ceva, aceste lucruri nu trebuie să fie un monopol al statului, ci trebuie să fie lăsate să poată diferite firme private să facă lucrurile acestea. Să deseneze buletine, am înțeles. Fac oricine, pașapoarte și tot așa. Nu știu, poate... Acum, având monopol, statul face o grămadă de greșeli și o grămadă de oameni splâng că au certificate de naștere, buletine cu date greșite și după aceea trebuie să duc să-l refacă, să cheltuie o grămadă, să piardă timp. Dar dacă o să facă oricine, atunci îți dai seama ce... Și în condițiile astea, cu monopolul statului, Plahotniuc are 4-5 identități și Platon și alții ca el. Dar când o să facă oricine, atunci gata, nu-l mai poți găsi, nu-l mai poți controla. Pentru certificatele acestea, tipul de identitate, pașaport, acestea primărie trebuie să ocupe.
Și primăria trebuie să știe cine este condomeniul acelei persoane, este cea persoană. Dacă ceva poți să chemi și la primărie, dar nu cred că este cazul, mai ales dacă sunt toate satele, oamenii se cunosc. Dar ce spui tu, că poate să fie un furt de date și așa mai departe? Păi stai un pic, tu poți să cunoști CNP-ul cuiva, dar el arată altfel, da? Care e problema atunci? Da, poate fi corupție, primarul poate vrea să te ajute și chiar dacă arăți altfel, el îți dă pașaport cu orice nume. Poate fi și așa, poate să apară și o apărie de extraterestri deasupra Chișinăului, dar dacă s-ar simplifica toate lucrurile acestea, ar fi foarte fericiți toți oamenii care umplu acum pentru ca să-și facă diferite acte, diferite certificate, diferite documente, în loc să rămână acasă și a doua zi gratis să le ajung lor pe adresa lor, pe, prin poștă, aduse de poștași, pentru că el este cetățean și a cerut lucrul acesta și statul funcționează, adică în avantajul cetățeanului, nu? Bun. Hai de chem acum și mai. Altă temă.